Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul săptămânii 2-8 octombrie pentru Zodia Pești. Haideți să vedem împreună ce va fi în această săptămână pentru Zodia Pești. Ce energie vine spre dumneavoastră Zodia Pești? Pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, ce energie va veni spre Zodia Pești în această săptămână? Haideți să vedem. Pentru zodia Pești. Săptămâna aceasta te vei confrunta cu cineva din trecut, va reapărea în viața ta, sau o relație de iubire, o relație de suflete gemene. Zodia Pești. Cineva din trecutul tău, cum spuneam, se va întoarce în viața ta, da? Vă simțiți singuri, departe, veți trebui să luați un moment de reflexie, de meditație, ca să luați deciziile cele mai importante pentru voi, da? Ai nevoie să iei o pauză ca să stai cu tine însuți pentru a-ți vindeca inima, da? Ai nevoie de iubire săptămâna aceasta, cere-o altora și ți se va da. Să știi că situația asta se va vindeca cu timpul. Te vei simți singur, dar vei avea parte de vindecare. Vei avea parte de vindecare, să știi. Vei avea parte de vindecare și de protecție. Haideți să vedem și ce spun neoracolul pentru săptămâna 2-8 octombrie, Zodia Pești. Ce va fi în această săptămână, Zodia Pești? În această săptămână se va termina un ciclu, Zodia Pești, în ce privește inima. Trebuie să faci cu calm ceea ce vrei să faci, da? Ești pregătit să comunici, vei primi un cadou, vei trece la un nivel următor, vei primi recunoștință, vei învăța ceva nou, da? Vei comunica mai mult. Probabil vei primi o veste pe internet, online, pe mail, în ce privește studiile și te vei hotărâ să faci acest curs în ce privește studiile. Da? Să știi că vei primi un cadou care nici nu te vei aștepta, ceva, o surpriză. Te va face să te simți bine. Trebuie să comunici mai mult, da? Nu trebuie să te închizi în tine, eremitul. Nu te închide în tine, trebuie să comunici mai mult, să vorbești mai mult cu persoanele din jurul tău, da? Să te exprimi mai mult. Și ai și nevoie să faci lucrul ăsta. Haideți să vedem și îngerii, elevare. Este stringent necesar să iei în mod conștient decizia de a-ți eleva vibrația iubirii. Deci, ai nevoie să te exprimi în ce privește iubirea, ai nevoie să urci un alt nivel în ce privește iubirea. Pentru asta ai nevoie să te exprimi, să studiezi cum să faci acest lucru. Haideți să vedem. Da, deci trebuie să comunici mai mult, trebuie să vorbești mai mult. Vei primi un mail, vei primi un test, un mail și în momentul acesta, acest email te va duce spre progresul tău. Va fi nevoie de timp, dar te va duce spre progresul tău, să știi. Haideți să vedem și îngerii. Îngerul Daniele. Sunt îngerul căsătoriei și îți ofer susținere în acest moment. Deci, în ce privește căsătoria ta, să știi că îngerul Daniel e alături de tine și te susține. Și ai nevoie de liniște și de pace și de serenitate. Deci ai nevoie să-ți iei o pauză, să stai un pic singur, să meditezi. În ce privește căsătoria sau suferința care ți-a provocat-o, dar vei avea parte de vindecare. Dar trebuie să stai tu cu tine însuți. Trebuie să încerci să comunici. Vei primi un cadou și sau un mesaj, cum spuneam, și vei decide să studiezi mai mult în această privință.
Acestea au fost puse, vă mulțumesc că m-ați urmărit și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o săptămână cât mai liniștită să aveți de la inimă la inimă.